Astăzi, prin harul lui Dumnezeu, o să învățăm un concept care ne va ajuta mai mult decât multe altele în călătoria și în lupta credinței pe pământul acesta. Am auzit de mulți oameni care au ratat linia de sosire sau au ratat ținta. Cum a fost atleta aceasta din, din Atlanta, de la Peachtree cross. A, a, -a luat, când la linia de sosire a pierdut din vedere linia de sosire, a ratat linia de sosire, s-a luat după motociclistul care până atunci însoțise coloana, a pierdut cursa. Am auzit de mulți deci care au pierdut finish -ul. Astăzi vom învăța despre ce înseamnă să pierzi startul. Și vom învăța lucrul acesta în perspectiva în care Domnul Hristos a spus, uite-te aici întâi, uite-te la inimă, cel din tâi. Și în care Biblia ne-a spus, din inima aceasta este izvoarele vieții. Uite-te la izvor în întâi și în întâi, vezi de unde vine așa ceva. Acest lucru ne va învăța Bunul Dumnezeu și îl vom lua cu noi. Îl vom lua cu noi pe drumul vieții de mare însemnătate este lucrul acesta. Știți bine că, la ce s-a referit titlul, când noi am spus diagnosticul întâmplării lui David. David a avut o întâmplare. Și mi se pare că nu e singurul, mi se pare că mai sunt și pe aici, printre oameni, dintre care unul stă în picioare acum în fața voastră, care a avut întâmplări în viață. Nu cred că e nimeni fără întâmplare aceasta despre care este vorba aici, într-un fel sau altul. 1, 15, 15:5. David făcuse ce este plăcut înaintea Domnului și nu se abătuse de la niciuna din poruncile Lui. Ah, ce record! în afară de întâmplarea cu Urie Hetitul. Aproape perfect. Aproape desăvârșit. Cum sunt unii oameni aproape în împărăția cerurilor. Nu ești departe, aproape, foarte aproape, dar... Acesta e recordul nu numai al vieții lui David, a ascultat de Dumnezeu, a iubit pe Dumnezeu, a umblat cu Dumnezeu, a jerfit în numele lui Dumnezeu. Dar, a fost această întâmplare. Ce facem cu întâmplarea aceasta? Cei mai mulți oameni o ascund cu grijă sub covor. Să nu se știe, să nu se audă și așa mai departe. E adevărat că putem să ascundem, chiar e chiar ieri ascultă. E adevărat că putem să ascundem gunoiul sub covor, dar zice că nu putem să ascundem mirosul gunoiului de sub covor. Ăsta nu stă sub covor. Iese în casă. Și dacă lucrurile stau așa, atunci întâmplarea nu trebuie pusă sub covor. Pentru că dacă nu azi, mâine va începe să miroase. Trebuie să fie o altă soluție. Trebuie să fie o cale a lui Dumnezeu, prin care lucrul acesta găsește o rezolvare permanentă și dumnezească, afară de întâmplarea aceasta. Riscul nostru nu este atât de mare de a arata linia de sosire, cât este de mare de a arata startul. Ați văzut că se aliniază toți la, la plecare și poc, trage cu pistolul și în clipa aceea, dar e unul săracul cu care sub tensiunea aceasta, bum, pleacă înainte, ai pierdut startul, te-ai grăbit. Sau este altul care, poc, trage și pleacă toți, dar asta, tocmai să gândea la ceva, a rămas formă, să arata startul, aratați startul. Noi suntem foarte atenți la ceea ce facem, la ceea ce face aproapele nostru, mai puțin sau deloc nu suntem atenți la startul acestei probleme. Dacă cineva ne întreabă pe noi astăzi, care a fost despre ce vorba cu întâmplarea aia, aceea lui David? Imediat o să spunem, este vorba de Batșeba, este vorba de crima aceea împotriva umanității, când a pus armata în așa pericol, a murit atâția oameni și a murit și robul tăurie. Așa vom spune. Și vreau să spun că nu este acesta răspunsul. Și ăsta e un răspuns greșit, ce spunem noi. Întotdeauna riscăm să pierdem din vedere startul. Stai puțin, asta e ce s-a făcut. De unde a început așa ceva? Care e startul problemei acestea? Am făcut un pas greșit în viață, vai ce am făcut, scuzați-mă, da, să vedeți de ce, că m-a enervat, mi-a tăiat calea. Nu, nu, nu. De unde a început treaba aceasta? De unde a început chestia aceasta? unul dintre noi a avut un accident. Și mă sună. Am făcut accident, am făcut mașina, praf, e totul. Eu nu, întreb mai, mai departe, zic, spune și mie cu ce te ocupai când ai făcut. Și mă certam cu ăștia de la școală de sabat, că nu ne înțelegeam la niște chestii care sunt acolo. Păi de aștia erau sâmbătă viitoare, erau la adunare. Tu cum i-ai avut pe ăștia în mașină cu tine? Era toți cu mine aici și nu ne-am înțeles deloc și din cauza asta n-am văzut și am intrat cu mașina deci de, de acolo pornește treaba aceasta. E ușor să spui am lovit mașina, nu, nu, nu. Stai puțin, de ce? Eu, gen, ne sună acum că eu nu mai pot să ajung la tabără. De ce eu, gen? Păi, mi se oprește mașina de minut, în minut, computerul nu mai ascultă tare Care e problema? Zic, bă, băiete, nu mă pricep la computerul asta dau o mică rugăciune. Gata, a apărut la tabără. Zice, știi ce era? Nu. Uleiul a scăzut sub nivel. Cum i-am pus un litru de ulei, piu, a decolat mașina. Foarte frumos, dar n-a rezolvat problema, zic acum. A rezolvat simptomele. Noi la adunare repede, o, oh, cu cutare bea. ce cu asta? De ce bea cu tare? Acesta este. Cu tare, a făcut cu tare, păcat, Cutare a făcut cu tare lucru. Am înțeles de ce s-a întâmplat lucrul ăsta. Degeaba vorbim ce s-a întâmplat. Dacă nu vorbim, de ce s-a întâmplat așa? Că i-am spus lui Eugen, zic că tu când ajungi acasă, nu, nu află că mașina ta a băut ulei, ci află de ce bea ulei. Asta are o problemă de bea ulei. Nu, este, nu, degeaba se întâmplă lucrul acesta. Cei mai mulți dintre noi, personal mărturisesc că am pierdut startul în gândirea mea de fiecare dată. Ori de câte ori am suferit, a fost pentru că am pierdut startul ori de câte ori s-a născut un conflict, mi-am dat seama că undeva înapoi aveam posibilitatea să virez de așa natură încât să n-ajung acolo. Nu era obligatoriu lucrul acesta, n-am acordat atenție. M-am uitat la linia de sosire, mi-am luat care un motociclist de lângă mine și m-am luat după el și am ieșit din calea lui Dumnezeu și m-am dus pe o străduță aici în Atlanta. Iubiții mei are mare însemnătate lucrul acesta și învățăm aceasta ca o rugăciune către bunul Dumnezeu. Ajută-mă să înțeleg izvoarele problemei, ajută-mă să înțeleg izvoarele purtării mele, ajută-mă să înțeleg, Doamne, șoapta Duhului tău, când El mă previne să nu ajung aici și când îmi spune că este cu putință și trebuie să nu ajung pe drumul ăsta. Nu sunt obligat să ajung pe drumul ăsta. Mergem în cuvântul lui Dumnezeu mai departe și constatăm că de fapt în viață arata începutul înseamnă arata linia de sosire. Ce se întâmplă cu un om care ratează semănatul în câmp? Noi prea ne ocupăm cu oastră, ne mai nu ne ocupăm cu mâncatul pâinii, da, cu semănatul grâu, cu de astea. Nu prea. Ce se întâmplă cu un om care ratează semănatul? Să apucă și seamănă pe la jumatea averii. Arata seceratul. Ce se întâmplă cu un om care ratează tinerețea? Irosește timpul, se implică în lucruri nenecesare, negative, vătămătoare la un moment dat și tinerețea a trecut. Pentru că, așa spune Biblia, tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Și tocmai acesta era timpul ca un om să nu fie pierdut în prostii și în tâmpenii sau în păcatele tinereții ci era vremea ca el să așeze o bună, sau ea să așeze o bună temelie a credinței. Aduți aminte de creatorul tău în zilele tinereții tale. De creatorul tău, adică de cartea Genesei, de capitolul 1, primul verset, la început Dumnezeu a făcut. Pune temelia aceasta acum. Generația tânără nu mai pune această temelie. Nu mai pun nici oamenii din spatele amvonului. Dar ei nu știu, spune Sfânta Scriptură, că fac rău cu aceasta în momentul în care resping prima pagină a Bibliei, primele cuvinte, la început, Dumnezeu a făcut. Întreaga Biblie este complet distrusă până la Cartea Apocalipsei. Nu rămâne absolut nimic sănătos, ca un cancer care se răspândește în întreaga ființa unui om. Nimic nu rămâne în picioare în clipa în care cineva a călcat în picioare cea din tâi, pagina cărții. De aceea, Dumnezeu spune, în tinerețea ta, pune temelia genesei. La început, Dumnezeu a făcut. Nu te arăta deștept sau știu eu, nu te crede singur înțelept. Nu avea păreri mai înalte decât se cuvine despre tine. Nu te duce la bine lucrul acesta. Dacă Isus a ținut această carte în mână și dacă Isus a citit și citat la început Dumnezeu a făcut, cine aș fi eu acela? Să resping acest lucru și să-l calc în picioare. E începutul. Ratăm începutul. În clipa când ratăm începutul, am ratat linia de sosire. Toate lucrurile vor fi alterate în, alt fel și de la cuvintele la început Dumnezeu ajungem la mai reală, din maimuțe, din strigăte nearticulate, prin... ajungem la, la aberații cumplite în momentul acesta. Dar nu știu dacă acordăm într-adevăr importanță începutului, la început. Nu, pe noi ne interesează finalul. Ce fel de final poate să fie atâta timp cât un om arată startul? Ce fel de final poate să fie? De aceea Sfânta Scriptură ne spune, pune aici la minte, Aduți aminte de lucrul acesta. Pune la minte. E o vreme pentru orice lucru, spune Sfânta Scriptură. Este o vreme pentru orice lucru și este o vreme pentru un început. Încearcă și du, du pe mine acum să învăț maghiara sau du să învăț chineza acum pe mine. Eu o să reușesc, nu o să mor de foame, vă sigur. Dar n-am niciodată șansă să vorbesc maghiară, cum aș fi avut dacă mă ducea când aveam doi ani sau un an sau șase luni. Cum Atunci era timpul, dar a trecut timpul. Și în viața noastră există un timp în care lucrează Dumnezeu într-o anumită arie a vieții noastre. Și riscăm, așa cum am învățat la studiu biblic aici, să îi expunem lui Dumnezeu o inimă ca piatra. Și-au împietrit inima. Și-au împietrit, nu le-am pietrit, și-au împietrit inima. Riscăm să prezentăm lui Dumnezeu o, o, o inimă dură ca un drum și riscăm să lăsăm șorile minții noastre să culeagă semințele adevărului în sufletul nostru. Am învățat ceva frumos aici, soția chiar mi-a dat un ghiont, mă bucur de, de chestia asta, nici eu n-am știut până să învăț împreună cu voi, că de fapt toate tipurile acestea de pământ, drumul, stânca, pământul cu buruieni și pământul cel bun, toate sunt în fiecare inimă, în parte, depinde de alegerea pe care o vom face. E o vreme pentru orice lucru și, după cum bine știți, Iorga a spus, vezi că este uh, diabolic să te uiți unde cazi, să nu cazi și să nu te uiți unde poți să aluneci. Alunecarea înainte de cădere, împiedicare la fel. Înainte, acolo trebuie să fii, nu, nu, uite-te, uite-te acolo și pierzi pierzi momentul acesta care împiedică picioarele să le face să alunece. Aceasta este o metodă satanică de a ne fi îndreptate atenția noastră aparent spre ceva bun, justificat, dar pierzând din vedere faptul că înainte de lucrul acesta este altceva. uite te acolo, uite te acolo. Îi spune diavolul lui Isus. Isus nu pierde startul. Și ne învață pe noi, fiate, nu pierde startul. Ți-a venit un lucru în minte, fă imediat. Atunci, pe loc, L-ai amânat, l-ai distrus. Fiți atenți ce face diavolul. Îi arată în deșert lui Isus să se uite la pasul 2. Poruncește ca pietrele acestea să devină pâini. Oh, nu, nu, a spus Isus. Mai un pas înainte de treaba asta. Înainte de pasul 2. Mai este pasul 1. Pasul 1 spune, omul nu trăiește numai cu pâine. Pasul 1. Diavolul spune, hei, toate acestea ți le dau ție, dacă... Da, este asta, dar înainte de chestia aceasta, spune să te închini numai Domnului Dumnezeului tău și în niciun caz aici. Nu, aruncă-te că scrie lucrul ăsta. E adevărat că scrie așa ceva, dar de asemenea scrie și înainte de asta scrie să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Degeaba aș avea o mare încredere că mă vor salva îngerii lui Dumnezeu, când eu am ispitit pe Dumnezeu prin ceea ce am ales să fac. Adică am trecut peste începutul acesta care este esențial. E o vreme pentru orice lucru și este o vreme a începutului, o vreme în care Dumnezeu deschide mintea, deschide ochii, ne atrage atenția. Dacă acordăm preț acestui lucru și aceasta învățăm astăzi, dacă prețuim lucrul ăsta, va fi bine de noi până la sfârșit. Dacă pe acesta îl ignorăm, îl disprețuim, îl batjocorim chiar, ne așteaptă un sfârșit în consecință. Lucrul ăsta trebuie să l învățăm neapărat astăzi. Bine, unul la Iisus, a, 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 cum e mai bine? Că unii zic așa la noi și unii zic așa. Iisus spune, stai, 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 stai. Unii zic așa și unii așa? Ai trecut peste primul pas. Peste start. Care e startul? Cum scrie în lege? Mergem înapoi mergem la standard. După aia discutăm ce, cum e unul și cum e altul. Dar nu sări de primul pas ca să-l iei pe al doilea. Cum e treaba aceasta? Nu, nu, înapoi la origine. La început, spune Iisus, nu a fost așa. Chiar experiența noastră spirituală de astăzi, de sabat, Lucrurile nu încep aici, în a doua, la cât apune soarele, la cât foarte bine, așa facem, la cât în ce loc ne întâlnim, acesta e locul, în ce formație, cum e programul, toate lucrurile au rostul lor. Dar asta e pasul 2. Sabatul începe și se ține întâi și întâi în inimă. După aceea discutăm de aspectele, oh, s-a făcut așa și pe dincolo. Și aș vrea să citim împreună în Ieremia 17, 21. Luați seama în sufletele voastre să nu purtați nicio povară în ziua sabatului. După aceea discutăm noi de toate celelalte aspecte. Dar dacă sufletul este împovărat, întreaga noastră sărbătoare este compromisă înaintea lui Dumnezeu. Povara de ură, de nemulțumire, de povara aceasta de invidie, povara aceasta de frica de zilei de mâine povara aceasta care nu se ridică de pe suflet, compromite literalmente venirea noastră înaintea lui Dumnezeu. Lua seama să nu purtați nicio povară în sufletul vostru când vii aici. Atenți la ținut, atenți la toate, foarte bine, foarte, așa trebuie. Dar cel din tâi păzește inima, pentru că acolo se întâmplă păstrarea sau călcarea voiei lui Dumnezeu, să nu purtați în sufletele voastre nicio povară în ziua sabatului și să nu o aduceți în lăuntru pe porțile Ierusalimului. Lipsește cineva foarte bine. E cineva este prezent foarte bine. Da. Dar dacă știu că vin aici și aduc cu mine o povară de felul ăsta, care va întina pe mulți, sau cum se amintea la studii biblic, de lăstar de amărăciune, o rădăcină, nu e mai bine pentru mine să stau înaintea lui Dumnezeu până când mi-a despovărat sufletul și să vin liber și liniștit, să pot privi pe fiecare în parte, pentru că Biblia spune, zice, podobiți vă cu smerenie în legăturile voastre unul față de altul. Nu pot să mă uit în partea asta că văd pe nu știu cine, nu pot să mă uit dincolo că văd pe nu știu cine. Ce fel de sabat este acesta? Dacă se poate numi așa ceva. Lua seama în sufletele voastre. Să nu purtați niciun fel de povară când intrați pe ușa aceasta. Luați seama în sufletul vostru la lucrul acesta. Porunca a sabatului nu este o poruncă ușoară. Nu, este cea mai grea dintre toate. Cum să ții sabatul, frate, când e Marea Roșie aici lângă tine? Ia spuneți-mi, ce înseamnă sabat? Odihnă și atât? Cum? relație cu Dumnezeu? Voi știți, eu vă spun ce știm. Dacă sabatul va fi... A, gata, ai marcat bine. Dacă sabatul va fi desfătarea ta, este o dihnă și desfătare. Vii în casa lui Dumnezeu să aduci bucurie? Vii în casa lui Dumnezeu să fie o bucurie pentru oameni? Asta înseamnă desfătare. Sau porți cu tine acea atmosferă care nu se vede, dar care aduce încruntare, întunecare, descurajare, deprimare în sufletul omului de lângă tine, fără să vorbești nimic. Fiecare ființă umană poartă această atmosferă cu el și ea nu este altceva decât mesagerul a ceea ce se întâmplă în sufletul nostru stăm unii lângă alții și atmosfera din adunarea noastră este suma atmosferei pe care am adus-o cu noi toți când am venit aici și poate am luat-o de acasă sau o avem de când lumea și pământul. De aceea Biblia a spus, zice, nu, cercetează ținima -ți să n-ai nicio povară când ai venit aici, fi liber. Dacă ți-aduce aminte că e ceva cu fratele tău, pune mâna pe un telefon, că nu e mare chestie. Pune mâna pe un telefon, ei, nu-mi place că trebuie să cer eu scuze și nu știu ce. Am înțeles, dacă nu-ți place lucrul acesta, vin, vino cu povara asta, rău mirositoare, ascunde-o sub covorul unui zâmbet de plastic, încearcă și fă lucrul acesta și să vezi cum imediat emană, vrând sau nevrând. Startul este acesta. De aici trebuie să înceapă toate lucrurile. Nu a spus Mântuitorul nostru așa? oh, uite, el a mâncat necurat, l a mâncat curat, a mâncat... și Isus a spus, hei, atenție, știți unde se întâmplă treaba asta? în inimă, dar ai auzit de ăla ce a făcut? Am auzit, este un om desfrânat, așa este, asta a făcut, dar nu este acesta începutul. Începutul a fost aici. O, ai auzit de familia asta, s-a despărțit. O, oh. păi nu este, nu este acesta începutul, aceasta e urmarea. Știi unde s-a produs lucrul ăsta? Cartea lui Maleachi spune fiecare să fie credincios soției și soțului în mintea și inima voastră. Aici se petrece lucrul acesta. Ce se vede în afară, ce se aude, sunt numai efectele și urmările aceea ce a ceea ce s-a petrecut deja aici. Păzește lucrul ăsta în primul rând. Doamne, la ce mă gândesc eu acum? Ce se întâmplă cu mine? Pentru ce suflete gemil întreabă David, întreabă și întreabă propria viață? De, de ce, gem? care e motivul de. Și uite, ridică ochii spre Dumnezeu. De, dar de ce ești rău, frate, mă întreb. Pe de ce ai sufletul așa? Ce se întâmplă cu tine? Uh, uh, Ridică-ți ochii spre Dumnezeu care te poate elibera. Pentru că tu singur nu poți. Eu știu că vrei. Aș vrea, spune Pavel, după. A, eu aș vrea să am altă, dar, dar este clar că nu se poate. Este clar că nu se poate. Cine mă va izbăvi? De distanță mare între această întrebare și întrebarea de la început, ce să fac ca să fiu izbăbit, ce metode, ce tehnici, nu este nimic. To toate lucrurile acestea. Este o chemare pe care ne-o adresează Dumnezeu și care depinde de cheie. Deci voi care sunteți oameni ai lui Dumnezeu și cu scriptura în mână, când v-a întrebat cineva care a fost întâmplarea aceea din viața lui David, care a fost păcatul lui voi, nu o să spuneți treaba asta! Nu vă grăbiți repede să spuneți! A desfrânat, a făcut nenorocirea, nu, nu vă grăbiți să spuneți lucrul ăsta! Întrebăm pe bunul Dumnezeu! Mi-a plăcut foarte mult ceea ce a spus soția dimineață. Apostolii nu s-au dus, e o parabolă ciudată, nu înțeleg. Ei după aceea s-au dus, Doamne, spune-ne care treaba. De ce nu întrebăm? Am un prieten săracul și odată am mers vreo 400 de kilometri în direcția greșită. Și soția lui, până la ne-a spus. Zică așa de mult ai mers? Da. Dar de ce ai mers? Păi n-am avut informație, n avut. Nu, da, frate, vă spun eu de ce e mândru și nu întreabă niciodată. El nu vrea să pară că e prost când întreabă, că unul care întreabă pare prost, dar el știe orice. Și... De asta a mers până la luagrila. S-a dus în direcția opusă. Iubiți mei, nu este niciun fel de prostie sau de limită în momentul în care vin frumos, chiar la un frate de aici, din adunare, să mă sfătuiesc frumos cu el, uite cum stau lucrurile aici. Ca să nu mai spun că este o altă demnitate să vin înaintea lui Dumnezeu, să-i spui, Doamne, cum, cum mă pricep este aceasta? ajută să înțeleg lucrul acesta. Chemarea pe care Dumnezeu ne -o adresează nouă este aceea ca sufletul nostru să fie smerit înaintea lui Dumnezeu, că aceasta este cauza. Și când cineva vă va întreba cu privire la David, nu vă grăbiți să răspundeți, uite, a făcut acest lucru sau a făcut celălalt, ci mergem la cuvântul lui Dumnezeu care ne va spune nouă care a fost adevărul adevărat nu părerea noastră, nu informații din cărți, nu cultura în cultura noastră, ci așa vorbește Domnul. Și iată cum vorbește Domnul. Când a venit Nathan și a vorbit cu el, noi i-a spus, cum ți-ai permis să te uiți în direcția soției altei, altui domn care era? Cum ți-ai permis să gândești? Dacă cineva privește o persoană, simt în sufletul lui, el a și comis rău ăsta. Cum? Ți? Nu a întrebat nimic Nathan pe tema aceasta. Ăsta era pasul 2. Pasul 1 era cel mai important. Și pasul 1 era acesta. Cine a fost Dumnezeu pentru tine în clipa în care ai făcut acest lucru? Nimeni a fost. Ar fi fost bine să fie nimeni ateu. Dar e ceva mult mai grav. Ți-ai bătut joc de Dumnezeu. Te-ai îngânfat cu împăratul David și ai gândit că lucrul ăsta se întâmplă numai în inima ta, nu? Imediat se va manifesta în afară, imediat se va simți mirosul a ceea ce se întâmplă în suflet. te a îngânfat, acest nebucanețar te-a îngânfat, te-a ridicat împotriva păratului cerurilor, îi spunea lui Belșațar, exodul cu ce s-a ocupat? Păi nu-i nu nu lăsa faraon să plece afară. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Biblia îi spune, până când ai de gând să nu te zmerești, domnul faraon. Asta era problema. Nu a lăsat sau a nu lăsa pe cineva să plece. Omul era îngânfat până la moarte, până la demonic. Și mesajul care îl spune Moise și Aron este acesta. Până când ai de gând să nu te zmerești, ține de tine. Până când ai de gând să nu te zmerești. Unde vrei să mergi? I-au spus și oamenii, nu vezi că pierde Egiptul din cauza îngânfării tale? Nu vezi lucrul acesta? Nu. Acest lucru îl spune Nathan lui David. Dacă luăm seama, acum noi o să avem răspunsul. Noi o să avem diagnosticul întâmplării din viața lui David. Versetul 9, 2 Samuel 12. Pentru ce, dar? Domnul i-a spus, uite, eu te-am luat de la oi, te-am așezat în împărat. Toate lucrurile au fost date ție, dacă mai trebuia să mai dădeam, dar dacă îți mai mult, era rău. Atâta, e de ajuns să După ce spune lucrul ăsta, acum Dumnezeu adresează diagnosticul lui. Pentru ce, dar, ai disprețuit cuvântul Domnului? Starea păcatului. Nu bat șeba, nu urie, nu. Pentru ce, dar, ai disprețuit? Când disprețuiești pe cineva? Când ești îngânfat? Când te uiți de sus? atunci disprețuiești. Să ajungi să te uiți de sus la Dumnezeu? Nu te frământă, e așa de ușor, nici nu-ți dai seama când aluneci acolo. Spune Biblia că alunecă pe fața apelor răul și răutatea. Tu, David, tu, omului Dumnezeu, tu care ai scris psalmi, tu care vezi în Dumnezeu atât, să ajungi tu să te și să disprețuiești pe Dumnezeu. Cum ai ajuns aici? Nici nu știu când. Toate sunt legate nu de credința în Dumnezeu, ci de ceea ce crezi tu despre El. Fiți atenți! Vă încredințez ceva care mi-a mișcat sufletul până la lacrimi. Mă, 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 mă tulbură în sensul bun un fel de descoperire, că tot mai sar după, după scaun și mă, mă duc prin jurul camerei. Sunt speriat pur și simplu de sensul acesta. Urmăriți-l pe Petru în fața lui Iisus. El este declarat de Isus. Duhul Sfânt ți-a descoperit ce ai vorbit acum. În prima secundă. În secunda a doi, el e declarat de Isus satana. Înapoi a mea satana. știu că vopsim, mai aranjăm noi cuvintele ca zis așa pe dincolo. Bine, este ok. Mă, mă, interesează diagnosticul. Cum, nu ajungă, cum să nu ajungă aici? Petru credea în Isus. Nu pentru aceasta era el satana, ci pentru aceasta era de la Duhul Sfânt. Dar ce credea el despre Isus? O, oh, să te ferească Dumnezeu să faci chestia asta, vai de capul, înapoi a mea satana. El credea în Isus, dar ce credea el despre Isus? Nu corespunde niciodată cu adevărul. David era iubitul lui Dumnezeu, el era omul, dar ce credea el despre Dumnezeu? A fost expus prin nenorocirea aceasta. Ai disprețuit Cuvântul Domnului. Și inevitabil ai făcut ce era rău. Nu mai ai nevoie să întreb ce urmează după ce disprețuiești Cuvântul Domnului. După ce îți bați joc de adevărul lui Dumnezeu s-a descris. Nu e vorba de a nu crede adevărul. A nu crede Cuvântul. Nu e vorba de prigonitorul care luptă împotriva Cuvântului, ci e vorba de unul care își bate joc. Disprețuiește. El e mult mai deștept, mai înalt decât Cuvântul. Lui. Na, na. Și asta, aceasta îi spune Bunul Dumnezeu aceasta te-a dus aici, dacă nu rezolvi această problemă, degeaba încerci să nu mai mergi după Batșeba. Ai să te duci după o mie de Batșebe din nou. Nu, nu ai rezolvat problema până când nu aduci inima ta la judecată înaintea lui Dumnezeu, la tratament, tratează în Dumnezeu meu inima. Vezi că e bolnavă, tratează mi duhul, pune în mine un duh nou și statornic. El a înțeles de unde venea această problemă din cuvintele lui Nathan. Și versetul 10, Domnul îi vorbește direct și spune așa, pentru că mai ai disprețuit. M-ai disprețuit. Moise și Aron fac o lucrare așa nemaipomenită și ei unde au căzut? Tot aici. Pentru că m-ați disprețuit în fața poporului. Noi mergem pe calea credinței de atâta timp. Unde îi primești de ea sufletului nostru? Tot aici. Dacă așa stau lucrurile, cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să privim la acela care a lăsat un exemplu în fața noastră. Iisus nu a fost dezbrăcat când i-au luat cămașa de pe el, ci a fost dezbrăcat când, așa cum scrie în epistola către filipeni, s-a dezbrăcat. Aceasta a fost răstignirea lui în fața cerului și a pământului. Ce am văzut noi la Golgota este o urmare a faptului că s-a dezbrăcat de sine și pe sine. La aceasta suntem și noi chemați, iubiții mei. Să aveți în voi gândul care era în Hristos Iisus. Acesta era începutul, dezbrăcarea. După aceea urmează Ghețiman și Golgota și tot ce a urmat în viața Mântuitorului nostru, dar dacă acest lucru nu are loc, nimic nu este de folos. De aceea să rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne dea darul acesta, gândul care era în Hristos Iisus, și gândul acesta să devină noi viață și putere. Amin. Tată Ceresc, înaintea ta se pleacă sufletul nostru și cerem de la tine un singur dar. Dă-ne și nouă, Doamne, Dumnezeul nostru, gândul care era în Hristos, Iisus, Domnul nostru. Dă-ne puterea aceasta de a dezbrăca euul nostru și de a ne îmbrăca în Domnul Hristos. Dă-ne puterea aceasta, Doamne, care nu este în noi, dar este pregătită pentru noi. Fă ca aceasta să fie experiența noastră ca persoană, ca familie, ca adunare a copiilor noștri în lumea aceasta și a oamenilor pe umără cărora tu așezi mari răspunderi pe pământul acesta. Ne închinăm și îți mulțumim prin Domnul nostru Isus Hristos. Amin.